Cu mare bucurie vă spunem bună seara și cu multă mulțumire venim în fața voastră că ne primiți încă o dată în casele voastre. Sper să fie o seară faină. Din punctul meu de vedere, sigur va fi o seară super frumoasă pentru că în seara aceasta avem invitată o familie deosebită, familia Toma, care a venit tocmai de la Ploiești. Nu vreau să vă spun cu câtă bucurie au venit aici, mai ales Monica. Liviu a venit ca șofer să o aducă pe doamnă. Și cu ce viteză, da? Și cu ce viteză. Nu, aici nu vorbim de că se înregistrează, nu vorbim de radare, de una, de alta. Mulțumesc că v-ați făcut timp. Chiar știu că sunteți într-o perioadă foarte, foarte aglomerată. Cum sunteți? Moni, cum sunteți? Cam aglomerate. La film mai destul de complicat acum, după pauza asta lungă. Ah, bun, pauze, aglomerație, nu mai contează. Lecții online. Lecții online, offline și toate celelalte. Asta am încercat eu. Acum, cred că ține mult de mine, că eu deocamdată n-am făcut niciun sondaj cu cei care ne urmăresc să-i întreb ce le place, ce nu le place. Eu fac ce-mi place mie. Și mie îmi place să ascult poveștile oamenilor, povești de viață, realități. Asta este. Pentru mine viața de birou e una și filmul e una și viața de zi cu zi e alta. Și când am început să discutăm, fie că am vorbit cu slujitorii despre slujire, fie că am vorbit cu familiile, am încercat să plec de la omenescul acela și am zis, hai să o luăm cu venirea în lume. Bănuiesc că și voi v-ați născut într-o familie cu unde să vă nașteți. Și sunt curios, în ce familie v-ați născut, ce vă amintiți din copilărie, părți frumoase. Noi dăm numai de bine aici, mai puțin frumoase, că totul e frumos, da? Și ca să începem cu cei care au mai puțin emoții, Moni, zi-ne ceva despre familia părinților tăi. Da, eu am fost singură la părinți. Tatăl meu făcea parte din familia Toader. Mama din familia Cioată. Chiar dacă am fost singură la părinți, am avut foarte mulți veri. Eu chiar n-am simțit că n-am avut frați și surori, pentru deci că a fost familia mare, foarte... Așa, da, da, da. Multe neamuri, așa, foarte multe. Am avut o copilărie foarte frumoasă în biserică, crescută la școala duminicală. Deci asta înseamnă părinți credincioși, cu teamă de Dumnezeu. Da, deci am avut o mare facilitate pe tema asta. Totul, dar pe vremea așa... copilăriei voastre, că nu e chiar așa departe, dar nu sunt atât de mult obișnuit cu zona, da. Erau grupe de copii, studiu biblic, sau toată lumea la grămadă, în adunare, bucurie, transpirație? Toată lumea în biserică și școala duminicală copiii. Școala duminicală. Da. Părinții aveau grupuri care se întâlneau, tata mergea la studiu în diverse grupuri, dar toate se grupuri făceau... Grupuri te referi prin familie, pe la oameni? Da, pe la oameni, dar toate se făceau... cum să spun eu... Coordonat? Nu? Și coordonat, aveau ei un grup al lor care studiau și noi copiii rămâneam și ne jucam afară și părinții intrau în casă și studiau, dar totul pe cercuri destul de mici, pentru că pe vremea aceea, discutăm de anii 70-80, nu se putea. Da, nu era așa, chiar drăguț era să vină cineva în vizită, da. Și să... Tot a fost ok până în 81, când tata a fost implicat într-un transport de Biblie. Și atunci am avut o perioadă cam de un an destul de grea cu percheziția, apoi tata a fost condamnat, a fost în pușcărie. Voi copiii ați știut că el e implicat cu Bibliile? Da, da. Am știut pentru că și acasă depozitam Biblie. Am știut. Ne ocupam, intrau mașinile în curte, le descărcam, ne implicau în tot. Deci nu că ați văzut voi când au fost atenți. Voi știați, era și voi acolo. Noi știam, le îngropam, le puneam în grob la garaj, deci făceam, eram eu atunci, pe vremea aceea, fratele Silviu Cioată, unchiul meu, mă numiseră librarul șef și atunci eu le aveam, le numerotam, știam care cărți, unde pleacă. Bun, câți ani aveai, fără să fii am început să fac astea din clasa 6, aveam 12 ani. Ah, bun, totuși aveai. Eram destul de mare, da. Iar și nu ți-a fost niciodată frică? Adică la 12 ani eu zic că erai și responsabilă, nu erai chiar așa naivă să te gândești? A început să... Deci frica a venit după 14 ani, după ce am avut percheziția. Și după ce i-au ieșit din pușcărie, vreo 6 luni s-a mai întâmplat nimic, apoi din nou s-au reluat transporte. Într-adevăr, atunci mi-era frică, că tot timpul mă gândeam că iar o luăm de la capăt tot ce s-a întâmplat. Dacă n-ai văzut că se poate, chiar se poate întâmpla, atunci te gândeai dacă se repetă, da? Da, te gândeai dacă se repetă și știam că tata, după ce a venit pușcăria, a fost o perioadă grea cu sănătatea și așa. Și mă gândeam, iar să trecem pe unde am trecut și tata nu o să mai poată și... Atunci da, dar până atunci nu. Eu mi se părea că e normal, trebuie să ne pitim, să stăm pe întuneric, să le îngropăm, să nu vorbim, era...
Bun, le îngropați, bănuiesc, împachetate și așa, nu? Da, să da, se aveam niște gropi cimentate. A, deci dacă doar da, vorbim da, de aur, da, nu da, de valută, nu? Da, cum da. Intrau Biblii în țară, era... Da, tot timpul le spun la copii, voi chiar nu puteți să... Să vă dați seama ce înseamnă pentru voi acum că vă duceți în bibliotecă și vă luați o carte. Noi n-am crescut așa, adică când primeam o carte de cântări sau de poezii și așa era, ei nu realizează asta. Bun, n-au nicio vină, poate e bine să le mai spunem și lor, da. Acum fac fițe că e cu fermoar, că e roz, că nu-i roz, că e mare, că e mică, dar atunci erau un pic alte vremuri. L-ai auzit pe tata vreodată sau ai simțit vreodată că a regretat că a făcut chestiile astea? Niciodată. Dar mama n-a comentat că tu te-ai ocupat de chestiile astea și eu a trebuit să rămân după cu greu. După ce tata a fost arestat, a fost o perioadă de o lună jumate când mama zi de zi a fost la securitate. Și chiar îi ziceam, nu ți-e greu și așa? Și a zis, da, dar știam, ne așteptam că o să se întâmple la un moment dat lucrul ăsta, dacă vom fi prinși. Adică, nu, eu nu i-am auzit, nu. Nu. Frumos, foarte, foarte frumos. Da. Liviu, în ce familie ai crescut-o? La noi au fost mulți în familie. Asta e bine. Păi la ei clanul mare, la voi clanul în casă, da. 8 copii plus 10 de verișori. Deja noi era casa plină întotdeauna. Am crescut într-o familie cu 8 copii, 4 băieți, 4 fete. Tu unde ești? Al treilea, o fată și încă un băiat înainte de mine. Deci am avut o copilărie extraordinară. Acolo unde sunt copii mulți. Care-i frumusețea? Deci care-i frumusețea într-o familie unde sunt mulți copii? Că sigur sunt greutăți. Greutăți în copilărie nu prea le simți. Nu? Le cam duc părinții. E adevărat, nu aveam copilărie, n-am avut copilăria pe care o au cei de acum, în care au totul pe masă, li se așează masa, li se ia masa, li se spală farfuria, li se spală haina. Ai avut momente când te-ai culcat flămând? Nu, niciodată. Cum așa ceva? Musafiri ați avut? Musafiri? Nu în fiecare seară, dar nu în fiecare seară, dar la noi bine, masa... Și cu cât timp va anunța înainte? 2 săptămâni, că venim mâine seară la voi? Când îl vedeai la ușă. Când îl vedeai la ușă era... Da, nu știu, nu conta ora când veneau în vizită. De regulă veneau, până în ora 12 noaptea cam veneau. După veneau 12... și din care ne-ai văzut în viața ta? Că auzit că la... Întotdeauna am avut casa plină și de oameni care nu i-am văzut și oameni pe care nu i-am mai văzut niciodată, pentru că și noi am făcut parte dintr-o familie în care părinții au fost implicați, foarte implicați în vremea comunismului, în lucrări de ajutorare și în biserică. Și veneau frații la noi acasă care eu, ca și copil, nu-i văzut niciodată. Veneau odată, ne cunoșteam, poate ne-am mai întâlnit încă o dată, dar unii dintre ei i-am văzut odată și poate în cer a doua oară. Dar a fost o copilărie extraordinară. Și nu te-au deranjat lucrurile astea? Că vin oamenii, că... Nu, lucrurile astea nu au cum să te deranjeze. Pentru că și noi trebuia să fim acolo, vreau să fim acolo, în gura lor, să vedem ce vorbesc, cum vorbesc. Bun, dar nu erau momente în care părinții, știi, hai, duceți-vă voi la joacă. Erau momente, pentru că erau și vremurile respective când trebuia să nu se știe prea mult, să nu se dea afară din casă, din grădină, din ogradă. Dar... Măcar pe la colțuri, măcar după ușă, tot stăteam și noi să vedem, au venit, deci, n-au venit, când au plecat. Tata tot timpul ne dădea de lucru să ne trimite el la joacă. Dacă îmi veneau frații așa, cum să scape? Că eu, în gura lor. Și atunci se mai scăpa tata că du-te și te joacă sau așa, ce vorbești? Sau, prima dată era, du-te de la vacă, eu în 2 minute am dat. Mă, ți-am zis, va, e rezolvată? Deci nu, trebuia să ascultăm. Dar era frumos, deci nu, niciodată nu m-a deranjat. Nu țin minte să mă fie deranjat chestia asta. Acum tragi ca să-ți vină copiii să stea lângă tine. Pentru că sunt ocupați, cei mai mulți dintre ei. Și nu, asta, și nu numai că... copii, da. Și așa, să te întâlnești cu unii, cu alții. Da, acum anunți din timp, dacă trebuie să ajungi la cineva, dai un telefon, dai un mesaj, se poate, nu se poate. Avem și în vremurile acestea prieteni care doar apasă pe clanță, intră în curte și am venit să beau un cafea. Ei la voi, nu știu, și voi la ei sau... Da, nu, deci da? Ne da. Permitem. Avem prieteni care ne permitem să facem chestia asta. Eu să mă duc la ei fără să-i anunț, ei să vină la mine fără să mă anunțe, sau doar să-mi vezi că am ajuns la poartă, deschide poarta, ai cireșe, am venit să mănânc un măr cu tine. Dar știi, eu cred că astea sunt adevăratele relații. Și vreau să fac și eu o spovedanie. Crescut în toate astea, n-am crezut în viața mea că o să ajung să mă deranjeze că cineva nu m-a sunat. Acum, ca să nu mă
arunci ăștia cu roșii în mine prea repede. Știi că toată pleci o săptămână de acasă, ești cu... ajungi acasă de jumătate de oră și te gândești, vine cineva, domne, stau și eu liniștit cu tare sau fac un duș sau povestesc cu nevasta, nu e acasă, vorbesc cu pereții, ding dong, știi? Și am ajuns să mă uit pe, după perdea, știi? Băi, zic ceva sau las să sune până ăsta și să duc mai departe, de unde ești el că sunt acasă, știi? Și ce am observat? Sunt momente în care, poate dacă mă sunai, ziceam Liviu, bă, nu te supără, nu veni acum, că-ți varză, știi? Ai venit, am deschis, nu știu, de rușine, de cutare, bine că nu mi-ai citit gândurile. Și da, a putut să, a putut să transforme Domnul în ceva. Deci, de asta zic că e bine să nu le regizăm pe toate, știi? Sunt pentru, da, ne anunțăm cutare, dar sunt și momente în care Dumnezeu chiar poate face... Să ne mai lăsăm și surprinși. Să ne mai lăsăm și surprinși, da. Și alții cu noi și noi cu ei, da, așa. Bun, am putea vorbi multe despre copilărie și frumos asta chiar. Apropo, fetele tale știu ce mi-ai spus mie? Da, da. Da, da, da. Să, nu, nu cumva să ascundeți bogățiile acestea. Da, da. Nu, că sunt părinți care nu știu pe ce criteriu, poate copii foarte târziu. Unii, Doamne, iartă-mă, nu, se citește necrologul. Și uneori și noi, poate apropiați, când îi se citește necrologul, să zic, bă, ăsta a făcut așa ceva. Eu cred că sunt niște comori și de asta cred că în Biblie spune ce a făcut Dumnezeu cu voi să nu ascundeți de copiii voștri, povestiți să le povestiți copiilor, copiilor voștri. Da. Bun. Cea mică de multe ori mă întreabă, mamă, dar pe vremea ta, știi? Atunci când îi spun, dar uite cum bine, era la sună biserică, frumos asta cu vremea ta, ta, dar noi trecem peste ea, da, da, da. Da. Știi ce sunt curios? Bun, deci crescut în... Mai ales pentru cei care nici eu nu știu bine, dar mă dau că știu acum. Deci probabil pentru o grămadă dintre voi când Monica a spus familia Cioată, n-ați înțeles aproape nimic. Pentru unii înseamnă foarte mult, adică vorbim de oameni serioși, cu greutate spirituală, cu toate celelalte, dar nu, nu putem spune prea multe, că oricum am spune, nu putem spune tot. Dar crescând într-o familie serioasă, tradiții în sensul adevărat a cuvântului, creștine, serioasă și toate astea, te îndrepti în mod automat înspre o relație personală cu Dumnezeu? Ideea este că după 14 ani am început pe grupe de studiu. Atunci poate că mai ușor întrebam... Pe Zoom, adică. Pe Zoom, da. Zoom, ușor Zoom, întrebam, da? Sora cu care, noi, cu care aveam părtășie, puteam poate mai multe lucruri să-i spunem decât poate spunea mamei. Nu se întâmplă, da. Deci i-a fost mult mai ușor. Și atunci cred că, cel puțin la, pentru mine în viață, a fost foarte important studiile care le-am făcut după 14 ani. Am făcut un grup de, eram 12 fete... Apoi la... Dar cine se ocupa de voi? Cine era? De exemplu, eu am făcut cu, cu sora Cioată, cu, cu sora Lențicioată. Cu dânsa am făcut eu studiu. Da, avea... cu vârsta mea, care eram atunci în biserică foarte era mult. Era profesor, dascăl de meserie. Nu, era medic, nu. Nu avea nicio treabă, nu, cu... Dar nu, avea nu. Suflet pentru... Avea suflet pentru asta, da. Dom'le, și... vremea aia să fac un grup de o grămadă de fete să... Da, și toate aveam aceeași vârstă, pentru că eram multe fete în biserică de și aceeași vârstă. Și avea fete, avea interesul să se ocupe de fetele ei și va lua anexă pe... Nu, nu, fata ei era mult mai mare și însă avea băieți, nu. Deci chiar era... Nu, a, nu. Bun, că avea băieți și putea gândi nu, că... Nu, exclus, era da, mici, nu, nu, nu. Da, da, da. Păi nu își pregătește, nu. Da. Nu, era vorba de oameni responsabili. Oameni care chiar investeau în generația tânără. Chiar ne, mă gândeam că toate cele 12 care am fost în grup, toate sunt, sunt pe calea Domnului și chiar acum suntem toate în Ploiești, fiecare mai sunt plecate, dar toate au rămas credincioase. Acum ce e o tragedie să nu mai fii în Ploiești? Nu, nu, am zis că chiar dacă nu au rămas, puteau să pleci în altă parte. Da, 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 da. Dar au, au rămas credincioase, adică... Foarte fain, o, o investiție. Erau săptămânal, ne întâlneam și săptămânal studiam, știu sigur că la 14 ani am început să studiem siguranța, siguranțele toate și așa și... M-am botezat la clasa 11-a era. Cred că marea majoritate din cele 12 ne-am botezat atunci. Că dar tot așteptam să ne, să ne primească, să ne primească ca, la botez. Ca să zic și eu ca fata ta, domnișoara ta, pe vremea voastră, nu erau mai multe fete prin biserică decât băieți? În generația mea nu, am fost o generație foarte mare. Da? Atunci în nu, că biserica... mă gândeam, dacă nu spuneai problemă, domne, mă botez, mă duc în biserică, dacă nu-mi găsesc un făt frumos. La 17 ani, pe vremea aia, nu puneam decât treaba să învăț. Eu nu aveam altă viziune. Deci n-aveai treabă cu băieții pe la 17 ani? Nu,
Nu, nu, nu, ce chiar nu. Cu minte ai fost. Eu cred că multe din generația mea aia, pe vremuri așa era. A, deci pe vremea noastră era o altă chestie, da. Aveam asta era normalitatea. Treabă să învățăm, da? Să intrăm la facultate și era de tras de învățat pentru facultate. Dar și... cine a pus în voi gândul ăsta al educației? Că trebuie părinții. Să faci... Părinții? Da. Au crezut în educație? Da, da, da. Bun, au crezut și au și sponsorizat, adică se plătea un preț și atunci să... Că puteai să spui copilul să facă nu știu ce sau puteai să-l lasă să învețe. Sau le îmbinai da, pe amândouă, da, nu, știi? Nu, deci nu s-a pus problema. Deci am avut tot sprijinul din partea părinților. Am fost și singură și... Dar mama punea multă presiune cu... Mama. Nu învățat, da. Tata nu, că lucra, da, venea târziu. La fel este și acum. Mama pune multă presiune. Vorbim de casă, apoi vacă, mama pune... Nu știu, oare în general mamele sunt perfecționiste sau perfecționiste? Ba, în fine, nu mai... De... Poate că o să am o emisiune cu fetele voastre. Aia ar fi interesant. Audiență maximă. Da. Bun, deci pe tine te-a ajutat odată familia, experiențele... Și biserica. Și biserica, da, studiul Bibliei, da? Da. A fost foarte important că a fost un grup mare. Eram un grup mare, mulți prieteni. De mici plecam cu tinerii din biserică. Unde plecați? Păi plecam pe munte, pentru că pe vremea aceea nu prea puteau tinerii să meargă oricum pe munte. Și aha, atunci, ca să le lasă pe verișoarele mele cele mari sau așa, ne luau și pe noi cei mici. Și a fost bine. A fost bine, da, da, da. Bun, și pe munte ce făceați în afară, că hiking și nu știu ce? Când eram mică, stăteam prin cărca la toți tinerii ca să ne care pe unde au fost. Cântau, era viață de cor, cântam cu ei. Deci foarte mult, foarte mult se cânta, deci pe vremea aia. Deci era veselie. Veselie, era, jocuri, da, cânte. Și mâncare, care, ce... Papuca, ce? Da, o conservă acolo, era tot numărat. Era, dar era frumos. Era bine. Da, fără tablete, fără telefoane. Bine, oricum vorbeați wireless, știi de ce? Da, da, da. Era... Și așa, poți să te gândești la niște rugăciuni pe care le-ai făcut în tinerețe, așa, mai interesante? Da, cred că în tinerețe, în primul rând, mă rugam să reușesc cu școala. Era un stres foarte mare. Era ghezdează. Da, eu am dat treapta întâi, treapta a doua. Am fost generația aceea de Ceaușescu, cum se ziceau pe vremuri, și erau foarte multe clase la prima treaptă. Apoi trebuiau să se micșoreze numărul de clase, că mergeam mult la profesional. Deci... Mie îmi spui că... și nu, dar noi pentru unii era... când dăm cu trepte, cu nu știu ce, ăștia nici nu știu ce avem noi în cap. Dar zicea, uite, babace ăștia ce vorbesc în dreptul meu. Liviu, la tine cum a fost? Cum a fost... convertirea, începerea unei relații cu Dumnezeu, așa, personală, autentic. A avut o mare influență școala duminicală, care se făcea și cred că se face și se face și astăzi într-un mod serios, astfel încât copiii, noi ca și copii, avem ocazia să ne gândim la viața noastră și care este relația noastră cu Dumnezeu. Și în școala duminicală aș putea să spun că de multe ori am zis, Doamne, Te voi urma. Dar totuși vine un moment în viața ta în care devii adolescent și te gândești, mă, până la urmă, cu viața ta ce vrei să faci și încotro o va lua de viața ta. Și spui problema într-un mod serios când poate conștientizezi și mai bine, și mai mult, și mai rațional și atunci e o decizie. Ori să mergi împreună cu Dumnezeu în viața aceasta, ori să te depărtezi, să te apropii de prietenii din lume. Și a fost un astfel de moment în viața mea când am zis, Doamne, vreau să Te urmez. Doamne, vreau să Te urmez oriunde, oricând. Încă nu știu cum va fi nici mai departe drumul vieții, dar știu că va fi bine. Adică nu pot să spun că mi-a arătat Dumnezeu și mi-a spus Dumnezeu direcția în care să o iau și cum va fi viața mea. Dar aș putea să spun că pas cu pas am simțit călăuzirea Lui și... Nu, că asta e curios, că Dumnezeu nu prea dă explicații de la început, știi? Că dacă ne-ar da o hartă și ne-ar spune că astăzi suntem aici și mâine vom ajunge acolo, peste un an vom ajunge în direcția aceea, ar fi poate mai liniștitor. A, nu, știu că și atunci am poate avea noi figuri. Am avea noi atunci, da. Da. Dar nu regret niciodată faptul că am decis la 14 ani, la 13 ani am decis să-L urmez pe Dumnezeu și la 14 ani m-am botezat și... Deci te-au acceptat pentru botez la 14 ani? A fost o întreagă istorie și da? Pentru chestia asta. Că nu era chiar pentru, simplu, pentru că, nu? Da, ce, ai avut pile sau ce? Păi la Tatăl Ceresc întotdeauna avem pile, avem pila cu noi, da, cum da, da, să da. Umbli fără pilă în vremurile astea.
Da, a fost o întreagă pledoarie ca să pot face lucrul acesta, pentru că o considerat că sunt prea mic. Până la urmă au acceptat. Nici întrebările atunci când te duceai la comitet nu erau prea ușoare. Spuneau da, cam multe, da, te da, întrebau, da, da, te chestionau. Mai ales când ești tânăr, la 13-14 ani... Da, da, da. Nu prezinți garanția așa de mare, da, știi? Acum, bun, acum, cu mintea care acum, îi judeci pe cei de atunci că au fost precauți? Nu-i judec că au fost precauți și îi admir pentru faptul că n-au fost rigiți. Da, asta e foarte important. Pentru că puteau să spun atunci nu și nu se știe care ar fi fost sensul vieții mele mai cum departe. Cum te-ar fi... Cum ar fi afectat? În da, ce da, sens da, da, m-ar fi afectat? Doar pentru că eu am înțeles ceea ce vreau și nu aveam vârstă care ar fi putut să fi scris într-un regulament să da, nu... pentru că acum o să ne ierte tinerii, dar acum recunoaștem că la 13-14 ani totuși ești copil, nu? Adică, e adevărat. Adică e sinceritatea unui copil, maturitatea unui copil. Noi atunci nu vedeam chestia asta, noi știam... Contează foarte mult și în contextul în care ai crescut. Contează foarte mult și implicarea pe care o ai în biserică, prietenii pe care îi ai, pentru că este foarte adevărat, poți să iei o astfel de decizie la 13-14 ani și după aceea să ajungi să rătăcești, pentru că n-ai avut un grup de prieteni, o familie care să te crească și să te ducă mai departe. Să aibă grijă să exact, te ducă exact, mai departe. Exact, să te ajute, pentru că asta este realitatea. Suntem la 14 ani, când ne întorci la Dumnezeu, este ca un prunc care ai nevoie de îndrumare. Ai nevoie de un sfat și la vârsta aceea nu prea recunoști că ai nevoie de sfaturi, că asta e realitatea. Asta e realitatea vieții. Trebuie totuși un pic de dibăcie ca să dai un sfat. Asta a fost o chestie faină pentru oamenii din biserică, că pe de o parte au fost responsabili și pe de altă parte nu au stat numai după niște reguli scrise sau nescrise, ci judeci persoana în cauză. Exact. Și vezi familia din care vine, cine va fi lângă el. Vezi un pic istoricul. Vezi un pic, adică da. Una este să vină un tânăr la 13 ani în biserică să zică vreau să mă botez și alta este să crească de mic în biserică și să fie implicat și să fie serios. Da, și sau să vină singurul din nu știu exact ce mediu și tot mediul acela va fi lângă el sau să ai atâția oameni care să îl susțină. Ai fost implicat ca tânăr cu ceva în biserică? Cu... Nu mi-aduc aminte să nu fi fost implicat în ceva. Pentru că din copilărie am fost implicați în partea muzicală, ne-a plăcut să cântăm. La școala duminicală eram întotdeauna prezenți, iar după aceea când am devenit tineri și adolescenți, deja nu că eram capul răutăților, dar întotdeauna ne-a plăcut ca să, Morning, ce zici? Să fim activi. Am înțeles că n-a fost da. Chiar capul, dar... Pe acolo. Pe acolo, nu, numai cine nu face nimic nu greșește. Am înțeles. Așa, nu, și eu cum le zic la toți, dacă ai copii deștepți, așteaptă-te să facă și năzbâti, că nu poți să meargă mintea numai la... De aceea uneori ți-e frică să povestești totul. Că dacă ar face și copilul tău, la fel ca tine. Discuția între un slujitor și copilul slujitorului. Noi slujitorii ne mai scăpăm, ba printr-o predică, ba dacă nu le zicem când ne înregistrează lumea sau ceva, ne întâlnim noi câteodată la o masă, în familie și acolo ne mai slobozim și noi mai spunem câte o năzbâte, copiii ca și noi trag urechea. Și zice, băi tate, deci dacă eu ascult de tine cum vrei, ce povestesc eu când ajung mare? Adică tu ai toate comorile astea, știi, care le povestești, eu ce povestesc? Numai că am ascultat de tata toată ziua, au și ei ce să povestească. Da, e important ca copiii noștri să știe realitatea. Da, da. Să știe realitatea, că să știe că noi ca și părinți nu suntem perfecți. Și poate e important să îi lăsăm și pe ei să fie copii în... Să-și trăiască și copilăria și tinerețea, să nu îi lăsăm să facă greșeli foarte mari care nu se mai pot repeta. Da, da, și prețul, exact, nota de plată e foarte mare. Nota de plată este foarte mare, dar trebuie totuși să simtă ce înseamnă și copilărie. Și fără să ne audă monii, să-i mai lăsăm să facă și ceva pe lângă școală, nu numai școală și școală. Dar da, în fine, nu intrăm în subiectul ăsta, că cine știe ce ne aude și pornim un scandal. Eu, din punct de vedere al școlii, am fost foarte degajat la viața mea. Așa am rămas și acum. Nu pot să spun că nu mi-a plăcut școala. Mi-a plăcut școala. Dar nu te-a stresat. Dar nu, am fost, am mers prin ea ca să învăț ce îmi place de la ea și ce n-a fost, el parcă am a fost trecut. Pensionar de când face ce îi place. De ce a
Am învățat avem și altă... cu părul alb, știi? Da, da, da. Și încă nu m-am oprit să învăț. Eu sper că da, totuși. Da, acum fiecare cu cerneala lui. Deci tu ce ai vrut să te faci? Inginer chimist. Și ce ai reușit? Am făcut inginer chimist. Da? Și te-ai oprit acolo? Și am terminat facultatea și m-am angajat imediat în prima lună și în prima zi în care m-am angajat a venit director economic și a venit să mă întrebe de niște fișe de magazin. Eu nu știam ce sunt alea, deci nu învățasem în facultate așa ceva. A dat cu mine de pământ atunci și m-am dus acasă și am zis eu nu mai mă duc la muncă, că am învățat degeaba că vine ăsta, eu nu știam ce mă întreba el. După aceea, a doua zi, m-a chemat la el în birou și a zis, zice, cred că trebuie să te duci să mai faci școală. Am zis, nu se poate, mi-ajunge, am făcut chimie, nu mai întrebe nimic. Bun, și dar zis, tu nu. Chimie, că aveați petrol acolo sau care era taina? Erau rafinăriile. Da, da, da. Da, și... da. Și în concluzie, acest om m-a ajutat mai departe și în același an m-am înscris la ASE. Pentru că mi se părea că n-am învățat destul, adică nu învățați ce trebuia. Păi, ce zicem noi? Adică stai tot așa. La momentul ăla chiar nu am înțeles de ce Dumnezeu a vrut lucrul ăsta. A fost ok pentru că am intrat în anul 2 având o diplomă, internamentat în anul 2, n-am făcut decât 3 ani. Dar la momentul ăla chiar nu știam pentru ce mă pregătea Dumnezeu să fac ASE-ul, adică chiar. Da, dar a fost bine, pe parcurs ai înțeles, da? Da. Hai că am eu curiozitățile mele. Unde v-ați întâlnit voi? La biserică. Normal că la biserică, da? Cum ați ajuns să vă vedeți unul pe altul? Nu ne-am văzut. Cum adică nu v-ați văzut? De-aia am ajuns aici, că nu ne-am văzut. Aveam copii mai mari dacă ne vedeam și noi la timp. Nu. Tu cu chitara ta? Ne-am văzut după ce noi ne-am mutat de la biserica numărul 1. S-a construit o biserică nouă și un grup de acolo am plecat ca să formăm o altă biserică aici. Și cred că aici am început să avem mai multe tangențe, era mai puțin. Na, ne împărțisem și era mai puțin și atunci trebuia să lucrăm, chiar dacă n-am avut tangență prea multe. Și care pe care l-a convins? Nu știu, care pe care? Fiecare, a fost în același fiecare timp. Fiecare a avut partea lui de vină. Da, ce ți-a plăcut la asta? Când ai început să-l vezi? Implicarea în biserică. Da? Da. Tu ai rămas cu chestia asta, cu implicare, cu grob, cu minuni? Eram așa crescută, tata așa, tata era foarte implicat în biserică, Liviu avea o activitate în biserică și în aia. Ce ai zis? Ăsta ar merita ajutat, că... A, nu. Nu? La început a zis nu. Nu. Exclus. Da. S-a întâmplat, a fost cânteia. Bun, deci toate aveți figuri din astea în cap, că la început nu, că nu știu ce, și până umblă. Deci ce? Trebuie neapărat să vină omul cu flori, cu sărămâna, cu... sau de ce? Sau nu e un șablon, numai așa? Nu? Da, nu știu, la momentul ăla așa vedeam eu lucrurile. Nu știu de ce să spun, de ce. Nu pot să spun că am fost așa plină de fițe, nu, chiar nu, dar nu mă gândeam. Deci chiar nu mă gândeam. Vorbea, ne cunoșteam de mulți ani, nu ne gândeam. A bine că s-a gândit reciproc. A fost reciproc. Ne-am gândit amândoi într-un anume fel. Într-un anume fel ne-am gândit amândoi pentru că parcă niciunul dintre noi n-avea nimic de gând și totuși treaba mergea înainte. Adică... Da, și... și... Aș putea să spun că relația a avansat foarte, foarte mult discutând la telefon. Foarte mult. A părut să de telefoane mobile. Deja aveam telefon mobil, Motorola cu antene, deci era o treabă. Nu... Depinde pe ce frecvență intre. Bun. Dar cred că a fost important și faptul că părinții au fost de acord. Probabil că dacă eu aș fi venit și aș fi spus, tată, știi, uite așa, și tot ar fi spus exclus că băiatul ăla nu e serios și așa, probabil că mă influență. Și probabil că asta și la tata mincea la părinții lui Liviu, probabil că același lucru. Părinții nu știu să au... Nici n-aveai 18 ani ca să te mai țină părinții să spună... Da, dar nu, vezi, odată... Dar cred că avea influență. E foarte interesant că dacă vorbești cu unii, dacă vorbim de o vârstă mai fragedă, cumva te-ai obișnuit cu autoritatea părinților, vorbim de generația respectivă și o respecti. După ce te maturizezi un pic... Poate nu-ți vine să cred că încep să fii de acord cu părinții, știi? Adică să spui, bă, ăștia chiar gândesc bine, mai ales dacă nu vin să-ți impună ceva, ci încep să-ți deschidă ochii, să prezinte niște lucruri. Deci ați primit și binecuvântarea părinților, binecuvântarea Domnului. Au venit două fete ușor?
Nu. Nu pentru că primul copil a venit foarte repede, numai că a venit după 2 luni, am rămas însărcinată. Și după aceea, după ce s-a născut, copilul a fost foarte bine. Și a treia zi, când trebuia să plec din spital, au venit și m-au anunțat că copilul a murit. Fără explicații. Și a fost o perioadă grea. Grea în sensul că nu puteam să înțelegem de ce s-a întâmplat una ca asta. Nu existau explicații. Toată lumea zicea că au făcut medicii ceva. Chiar nu mai avea importanță pentru mine ce greșeală medicală a fost. Bun, dar cu doctor prin neamul vostru? Cu tot neamul plin de medici, așa. Deci nu mai... N-a avusesem nimica. Problema a fost că nu am mai rămas însărcinată 3 ani și jumătate după aceea. Și... Necăjită și de un fel și de altul. Da, da. Da, ne doream și... Ai ajuns cumva la un moment să-ți iei gândul că veți mai avea copii? La primul copil, nu. După ce am avut prima fetiță, ne-a mai dorit unul, ne doream, era foarte clar. Și am avut 2 sarcini pe care le-am pierdut. Și atunci medicii mi-au spus că este, pune punct și... Cam vremea, da. Mulțumește-te că o ai pe Livia și ce, și asta e suficient. Îi pusesem și Livia de la Liviu, că am zis să fiu sigur că... Ceva se întâmplă, da, cineva duce, da, numele mai departe. Da. Și faptul când s-a născut Livia n-a fost ușor, pentru că ne gândeam dacă se va întâmpla același lucru. Deci îmi veneau în minte gândurile astea, dar... Așteptam să vedem care e hotărârea lui Dumnezeu, pentru că oricum nu puteam să facem nimic, adică... Da, interesant, vezi așa, totuși, ești copilul lui Dumnezeu, pe de o parte ești matur, ai certitudinea că Dumnezeu e în control, că poate cu tare, și vrei, nu vrei, unele chestii te marchează, le iei în calcul, da, adică dacă s-au întâmplat absolut, odată... Da. De ce să nu iei în calcul și a doua oară? Pentru că nu este nicio explicație. Bun, dar nu-i frica aia paralizantă. Asta este poate mare diferență. Mulți îmi spuneau, de exemplu, dar cum de mai curajul, dar nu crezi că mai bine nu mai făceai? Sau... Am un sfătos și întotdeauna. Da. Și cu inimă bună, probabil. Și după aceea, după Livia, au fost 2 sarcini pe care le-am pierdut și am zis... Acceptăm. Un subiect, da. Iar Livia se ruga în continuare seara la culcare și zicea, Doamne Iisuse, dăm și mie o soră sau un frățior, ce-o fi? Numai să fie. Deci ea când se ruga așa, ziceam, Livia, nu te mai ruga, că nu o să mai iei niciodată, știi? I-ai zis asta la fată? Da, i-am spus, nu o să mai iei, nu o să mai iei. Și ea continua să se roage pentru că ea cel mai mult îi plăcea să aibă copii, să fie casa plină de copii. Când se scula dimineața, zicea, cine vine azi la noi? Doamne, nu mai știam ce copii să mai aducem de peste tot, cu programare. Și când noi nu ne așteptam, am început să mă simt foarte rău. Mi-am făcut tot felul de investigații, că am zis, na, ceva o fi? Au zis, mă, o fi pe formă de cancer, cine știe? Deci, la orice se gândea, numai la un copil, nu. Și mă simțeam din ce în ce mai rău. M-am gândit că a fost o perioadă la firmă mai tragasantă și probabil zic că o fi foarte mult oboseală de acolo și... Și am mers la un control și am zis să fac o ecografie și eram cu verișoara de-a mea, medic ginecolog, ea era rezidentă și stătea lângă mine și să îmi făcea ecografia un medic arab, era mai renumit, mai aha. Și a început să plângă lângă mine, când eu am văzut că ea plânge, m-am gândit că e o problemă. Tu cu cancerul erai de ca o pancă. Și am zis, mă, te rog, Raluca, te rog, spune-mi despre ce e vorba, nu. Și el îmi spune, doamne, ce să vă trească, sunteți în 4 luni. Și zic, în 4 luni, de ce? Și zic, mai am 4 luni? Sunteți însărcinată. Și eu zic, nu, nu cred. El zice, el mă întreabă, ce, de ce, soțul la căpșuni? Se începuse la căpșunile în Spania și am zis, nu, dar n-am cum să mai rămân însărcinată. O, ba da, ce trebuie să miști. Și așa a venit Teodora. Și verișoara, ea plângea de bucurie? Ea plângea de bucurie, pentru că ea îmi știa tot dosarul și... Ea, în loc să-i spună întâi și apoi să plângă, și a început să plăcească. Și zic, mă, zi-mi despre ce vorba, sunt pregătită, zi-mi despre ce este vorba. Și așa a venit Teodora. Frumos, chiar un... Știi că Teodora e darul lui Dumnezeu? Da, am și pus așa. De asta ai și pus numele, da. Da. Chiar a fost pe neașteptate. Da. La care Livia, bineînțeles, a zis, v-am spus eu, că nu m-am rugat eu degeaba. Păi, dar cum adică se roage copilul degeaba? Și acum, când au crescut, au avut o perioadă când nu prea se înțelegeau și se împungeau. Se înțelegeau diferit, în fine. Nu se înțelegeau. Și eu zic, Livia, te-ai rugat atâta vreme, să ai pe Teodora și acum? Și el zice, da, dar nu vezi că mă bate?
Păi tu te-ai rugat nu pentru te-ai rugat ea, până la capăt, da, adică te-ai rugat. Nu. Livire, nu o să te întreb cum e în casă cu trei fete. Trecem. Cum trebuie să fie? Super. Bine, nu? Foarte bine. Face față cu brio, nu? M-am deprins. Să fiu mulțumit. Da, da, da. Apostolul Pavel. Deci, tu înainte de a zice pot totul în Hristos care mă întărește, m-am deprins. Dar da? Este foarte răsfățat cu trei fete în casă. Da, eu de asta nu-l mai întreb pe el, că ai zis tu și o iau de bun așa și el ce să zică, doar emisiunea se termine și după asta plecați acasă, el trebuie tot cu voi, nu? Ce să mai zică ceva. Sim, vis-a-vis de... Deci tu te-ai dus pe școală, pe muncă, pe... Am făcut liceu, pe profil mecanică, mecanic electric, după aceea facultate pe petrol. Utilaj petrolier, oricum partea de inginerie mi era în sânge. Era bucuria mea să desfac o mașină și să o fac înapoi și să o repar. O, și făceai? Sau... Da, da. Bun. Făceam două. Da, deci să rămâne ceva piese, am înțeles. Rămâne câte ceva piese, dar se învârtea roata. Dacă se învârtea roata, da, asta era ok. Vorbim. Ce mai contează? Da, și mi-a plăcut partea mecanică, inginerie și m-am luat spre inginerie. După aceea un master tot în domeniul pe foraj marin. Și ne-am căsătorit. Și căsătoria a schimbat multe. Păi și căsătoria a schimbat multe, dar după ce ne-am căsătorit, m-am zis, haide să o luăm pe picioarele noastre. Unde ați fost în luna de miere? Mult. A fost mult. Am fost și în țară, am fost și în Turcia. La mare. E fain că ați la prins, mare. Da, deci e bun. Da, le-am prins pe amândouă. Am prins și Marea Neagră și Marea Mediterană, ca să super, fie... Fain. Da, a fost pentru vremurile acelea foarte, foarte bine. Adică mulțumim lui Dumnezeu pentru că am avut posibilitatea și a fost ok. Și ușurel, ușurel am luat-o pe cont propriu, am deschis o firmă și am început împreună să... Care n-are atât de mult de a face cu petrolul? N-are niciun fel de a face cu petrolul, are de a face numai cu piatră. Numai cu piatră, dar Dumnezeu a revărsat binecuvântare. Și este minunat când te uiți în urmă să vezi modul frumos și minunat în care lucrează Dumnezeu cu oamenii, cu copiii lui. La două, acum nu vreau să te jignesc, dar tu zici asta așa ca niște fraze că trebuie zise sau tu chiar în firmă să zic că ai văzut mâna lui Dumnezeu, protecție, direcție? De foarte multe ori am văzut mâna lui Dumnezeu când am zis de aici nu scăpăm, din situația asta nu scăpăm și am zis Doamne, mi-a plăcut să lucrez și cu prietenii și nu este foarte ușor. Mi-a plăcut să lucrez și cu neamurile și tot așa, nu este foarte ușor, dar pe cât posibil am încercat să păstrăm în relația și să avem în firmă și din biserică și dintre neamuri, astfel încât să fie o treabă frumoasă. Și ori de câte ori mi era greu, mă gândeam și ziceam, Doamne, până la urmă urmei ne-ai binecuvântat pe toți prin firma asta și dacă vrei să o ții mai departe, țin-o, că este a ta și ți-a duce ție slavă. Pentru că am învățat ce înseamnă să cinstești pe Domnul cu tot ce ai. Cât a afectat implicarea în firmă slujirea ta și a voastră? Sunt momente în viață când te concentrezi pe una sau pe alta. Nu te poți concentra foarte mult total în mai multe zone. Este foarte adevărat că au fost momente în viață când concentrarea a fost foarte mare pe firmă, până s-au așezat treburile, până au început treburile să ruleze și să meargă, nu singure, că singurele nu vor rula niciodată, dar poate altfel. Nu aș putea să spun că implicarea a fost mai puțină în biserică, dar poate au fost mai puține atribuțiile pe care le-am avut și lucrarea pe care a trebuit să o fac. Dar părerea mea este că la un moment dat echilibrul trebuie să se așeze și se așează. Bun, și mie mi se pare, știi, deci nu mă deranjează când cineva, vorbesc din punct de vedere a unuia care să zic a păstorului, a slujitorului cu responsabilități principale, dacă un coleg slujitor îmi spune, și am avut cazuri din astea, când prezbiterii, oameni pentru comitetul bisericii a spus: aș vrea următorul mandat să nu fiu în prima linie, pentru că serviciul și toate astea îmi aduc niște chestii foarte mari și nu mă voi putea implica atât de mult cât doresc. Ajung cu tot ce pot, dar nu. Mi s-a părut chiar onest
unde mă deranjează un pic să vrei să fii acolo cu și să nu faci, știi? Să nu da, faci. Da, da. Și după asta ai zis că te liniștești și faci teologie. Așa a fost să fie, dacă, dacă am văzut că sunt, îmi place totuși să cresc în tot ceea ce fac. Și ceea ce fac, îmi place să fac la un nivel ridicat. Tocmai de aceea am zis că lucrarea în care sunt implicat în biserică aș putea să o fac mai bine și cu roade mai multe dacă mă voi pregăti. Și deci, în primul rând, e vorba de așteptările tale vis-a-vis de așteptările mele, da. Nu era discuție niciun fel de așteptările celorlalți sau o impunere din partea nu, privată. Nu, acum, din câte știu, niciodată n-ai fost implicat în ceva și remunerat, ca să zici că nu, am niște responsabilități de fișa postului. Dintotdeauna am încercat ca să mă susțin, ca să susținem familia financiară din joburile pe care le-am avut fiecare în parte. Și în ceea ce privește slujirea în biserică, a fost făcută numai benevol și numai de plăcere. Și am zis, dacă tot fac un lucru de plăcere și îl fac benevol și îl fac ca pentru Domnul, de ce să nu-l fac un pic mai bine? Și mi-am dat seama că mi-e foarte greu ca să îmi fac un program clar în care să mă dezvolt. Obișnuiesc să merg la conferințe, la tot felul de seminare. Să văd dacă am darul citirii gândurilor. Când ai zis că ți-ai dat seama că e foarte greu, m-am gândit dacă Moni gândește. Ție ți-a fost greu? Ce zici, Moni? Consider că jumate de facultate am făcut-o și eu. Și atunci am zis... Poate să dă măcar jumătate de diplomă ceva. Am zis, șansa mea este ca să mă dezvolt și să mă țin de treabă, este ca să intru într-o formă instituționalizată, astfel încât... Care vrei, nu vrei, te obligă. Trebuie să treci pe acolo, trebuie să citești cărțile, trebuie să faci licențiile, trebuie să... Și au trecut ani. Poate pentru mine mai ușor, pentru ea mai greu, pentru că sesiunile erau sesiuni care trebuia să fii implicat full time de dimineața până seara. Când îți aduceai aminte în sesiune că ai familie? Când te sâmbăta. Rugai pentru ei? Sau? Sâmbăta. Sâmbăta seara, când scăpam de ultimele cursuri și de examene. Da, da, și a fost... Da, hai să te întreb ceva, nu trebuie să răspunzi. Îți pare bine că a făcut? Da. Da, de ce? În primul rând că și-a dorit și plus că s-a văzut studiul lui. Deci dacă nu se vedea ce o părțea, adică... Deci te-am trimis la școală degeaba, adică... Da, da. Hai să vă spun o chestie. Eu aud multe, știi, și îmi zice unul, zice, auzi ce îmi zice nevastă. O zis să nu mă mai duc acolo în față. Păi de ce? O zis, bă, omule, ori te pregătești, ori nu te mai duci. Acum el, știi, el cumva... Îmi zicea mie să-i zic lui nevastă sau să nu-i mai zică, știi? Dar el zice, e drept că mai înainte mă pregăteam cu tare, acum, zice, eu m-am gândit, bă, eu mă duc să îți felicit nevasta, adică femeia aia probabil zice, mă, dacă tot trag greu și cu tare, nu mă mai fă de rușine, nu te fă de rușine. Deci, da, deci chestia asta că ai zis că se vede e mare lucru, înseamnă că ori a fost el foarte serios cu învățătura, ori a avut profesori buni, ori e o combinație. Serios. Chiar a fost serios. E o diferență mare în momentul în care faci o facultate, o școală de plăcere, când o faci pentru că și te duci de bună voie acolo și alta este când hai să fac și o facultate că am terminat liceul sau m-au trimis părinții sau trebuie să fac ceva în viața asta. Eu cu excepția zice că am fost o persoană cât de cât disciplinată, chiar dacă și dezordonat, dar cât de cât disciplinată, am știut un pic să mai îmi programez timpul, am știut să mă țin de ce vreau și votez 100% cu tine că oricât ai fi de autodidact, dacă ai o școală și un profesor bun, te ajută. Exact, te ajută. Că te ajută. Sunt deadline-uri, sunt chestii, sunt lucruri pe care le studiezi, nu că le alege tu, pentru că la început nu le vezi rostul, după asta le pricepi rostul. Nu mai știu. Cred că m-ai întrebat, dar nu știu dacă m-ai sunat, vis-a-vis de începerea unei grădinițe. Da. Și eu am zis să o faceți. Da, am avut grădinița. Ce s-a întâmplat? 5 ani sau... Da, da, da. Cadrul bisericii. A fost o perioadă foarte frumoasă pentru mine. Eu m-am implicat mult. Liviu s-au implicat în partea de... Ne-a pregătit-o, ne-a aranjat-o. Da, 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 da. Dar eu nu aveam experiență în domeniul pedagogic.
Atunci am început și am vrut în prisma faptului că o văzusem pe Livia la o grădință, a fost foarte ok grădința care a fost, dar mi-am dat seama că se putea și mai mult pentru orașul Ploiești. Și atunci am făcut o grădință la subsolul bisericii. Au fost niște ani frumoși. Și grei? Foarte grei, extrem de grei. Dar niciodată nu m-am gândit că poate să aibă așa o mare priză la ceilalți sau să fie atât de cunoscută, să primesc telefoane la inspector, să-și trimite copilul la noi la grădiniță. Sau... Pentru mine a fost una dintre cele mai faine perioade, experiențe. Acum nu mai avem grădinița. Am continuat cu un after school într-o altă locație. Și acum am 70 de copii în after school. Dar nu e același lucru ca și grădinița. Pentru că nu ai atât de mult timp să te ocupi de ei tu, ca și... ei trebuie să vină să mănânce la after school și repede să-și facă temele, pentru că părintele vrea să le ia cu temele făcute. Timpul pe care noi putem să-l petrecem cu ei este mult mai mic decât într-o grădiniță în care pot să formeze altfel oameni. Și dacă cineva ar vrea să înceapă o grădiniță... Oricând i-aș da tot sprijinul și meu. Și i-ai încuraja să... Da. Să o înceapă. Da. Noi în Ploiești, dar care ar fi nevoie? Secretul? Pentru că e clar că suntem într-o lume competitivă și părinții vor să se întâmple ceva la grădinița respectivă. Care ar fi unele secrete ca eu să am o grădiniță care să-i facă pe oameni să-și dorească să-și aducă copiii la mine? Eu cred că dacă predai acea grădiniță întru totul lui Dumnezeu, va face niște lucruri care nici nu-ți poți imagina. Deci nu am avut niciun fel de experiență și educatoarele care le-am avut, într-adevăr, niște super educatoare, dar nici el nu avea o super experiență, astfel încât să ajungă la grădiniță, la noi să vină persoane lumea. De caracter, da. Dedicate, fete de credincioase pasiunea, și, contează foarte și pasiunea lor. Cu copiii pasiunea nu lor, faci și treabă pentru că trebuie. Câți copii aveți la grădiniță? Păi cam 40. Multișor, da. Da. Da, erau, atâtea puteam. Și acum la after, mai mult de 70 nu pot să iau, dar eu cred că nu asta e problema numărul. Este culmea că după atâția ani tot te mai sună lumea. N-ați mai deschis grădiniță, n-ați mai făcut, nu. Păi ar trebui să vă gândiți cine știe. Eu mare. N-am renunțat să ne gândim la grădiniță. Nu, eu cred că e foarte important ce pui în mintea copiilor. Foarte important. Și am observat că încep familiile, cel puțin unele, să se gândească cu seriozitate ce se întâmplă cu copiilor de mici. De asta caută grădinițe unde sunt convinși că toți copiilor sunt în siguranță, oamenii sunt de caracter și apoi și își fac meseria. Dar probabil că sunt grădinițe unde informația se dă așa, dar sunt altele. Cât de mult ar conta, hai să zic așa, luxul din grădiniță, condițiile? Nu contează. Nu contează, așa e? Deci dacă ai oameni nu de... Nu foarte mult. Dacă, ai dacă oameni, este curat și... Nu. Deci dacă ai oameni de lux, oamenii de lux bat da. Locația de lux. Este da. Foarte adevărat, trebuie să fie toate condițiile. Să respecti toate condițiile. E normal că nu da. Vorbim de junglă. Dar... Curățenia nu se poate discuta de curățenie. Curățenie trebuie să fie curățenie. Și diferența cred că o fac educatoarele. Educatoarele și modul de administrare și modul în care... Pentru că grădinița este o zonă în care ai implicație asupra întregii familii. Adică copilul vine și pleacă acasă cu o anumită informație și pe drum întreabă bunica. Bunico, mi s-a spus așa. Asta am vrut să vă întreb. Ați avut părinți, bunici care să vină să vă întrebe ce se întâmplă? Am avut bunici care au venit și au cerut Biblie, pentru că zicea, trebuie să repet un verset și după o săptămână mai venea și mai ținea pe educatoare cât un sfert de oră și zic, ce-ai făcut atât acolo? Zice, m-a întrebat din Biblie, m-a întrebat de unde să citească. Deci au fost niște experiențe foarte faine. Da, experiențele în domeniul spiritual sunt extraordinare. Și lucrarea care se poate face în ceea ce privește viața copilului, părerea mea este că în grădiniță este o lucrare pe care, dacă nu o vom face la timp, o vom pierde pentru totdeauna.
Păi, acum, să nu ne gândim cu ce se întâmplă în lumea asta, cu educația sexuală și cu una și cu alta și de la ce vârste se propune să... Deci, probabil că ar trebui să ne gândim mult mai serios la copiii noștri, la investiția care o facem în ei și toate celelalte. Bun, aș mai avea cu voi de povestit multe. Singura problemă este că m-am uitat aici la ceas și cumva îmi zicea că ar trebui să încheiem. Dragii noștri, sper că nu v-am pierdut pe parcurs. Eu am rămas aici, am rămas chiar treaz, pentru că, deși ne cunoaștem puțin, acum v-ați dat seama, nu e chiar mare secret că ne cunoaștem, dar pentru mine chiar a fost interesant să aflu lucruri noi, să reaud lucruri frumoase și să văd, mai ales că prezența lui Dumnezeu în viața oamenilor, că vorbim de tineri, că vorbim de familie, sigur, dacă am vorbit cu cei în vârstă, ar fi povestea lor frumoasă și lungă. Prezența lui Dumnezeu nu este o imaginație, nu este o halucinație, nu este doar o dorință. Prezența lui Dumnezeu poate fi reală și noi chiar ne bucurăm să știm că avem un Dumnezeu aproape, un Dumnezeu prezent, un Dumnezeu care ne iubește, căruia îi pasă nu doar de veșnicia noastră. E adevărat, noi credem în cer, credem în veșnicie, credem în răsplătirea lui Dumnezeu, dar frumusețea este că în timp ce trăim aici, îl vedem pe Dumnezeu prezent împreună cu noi. El ne călăuzește drumul, când greșim, El ne întoarce unde trebuie să fim și nu vorbim doar de viața spirituală, să spunem, din biserică. Noi nu avem un Dumnezeu care duminica este cu noi și ne dă o zi faină și apoi ne lasă în haosul acestei lumi săptămâna întreagă. Avem un Dumnezeu care ne binecuvintează în viața de fiecare zi, în viața de familie, ne ajută în creșterea copiilor, ne ajută în decizii pe care trebuie să luăm la serviciu, în relația cu cei din jurul nostru, în firmă și în toate celelalte lucruri. Mulțumim frumos că ne-ați primit, mulțumim frumos că ne-ați ascultat, mulțumim frumos că vă veți ruga pentru noi, vă veți ruga și pentru familia Toma. Au nevoie de rugăciuni, ca toți nu o să se supere. Dacă unii chiar vă întâlniți cu ei sau dați de ei, nu cumva să-i felicitați, să spuneți că a fost bine, că atunci li se urcă la cap și mai vor să vină în emisiune, mai ales Monica, care ea încă se întreabă dacă mai are emoții sau nu. Dar încă o dată, vă mulțumim frumos, vă mulțumesc frumos și vouă că v-ați făcut timp. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu și o să vă aduc aminte cât o să-mi aduc eu aminte. Că în timp ce Dumnezeu vă binecuvintează, dacă vreți să vină alte binecuvântări, nu rămâneți doar voi binecuvântați. Încercați să fiți o binecuvântare și pentru alții. Începând de la cei mici până la cei mari, chiar toți avem nevoie de un zâmbet, de un sfat bun, de o lacrimă, de o rugăciune, pentru că asta ne ține și pe noi aproape, iubirea lui Dumnezeu și inima lui pentru noi. În continuare, binecuvântarea lui Dumnezeu peste toți.